Sanie, ci cu una trasă de cai sau de câini husky. Experiența este de neuitat, spun toți cei care au încercat. Pe lângă pârtia din Cafnic, Sania trasă de cai își face zilnic drum. Fie că schiază, fie că nu, zeci de turiști profită de ocazie pentru a admira peisajele incredibile. Foarte frumos și foarte interesant. Ați mai fost? Încântător de-a dreptul. Acum așteptăm să mai facem încă o tură. Ne bucurăm că obiceiurile tradiționale nu se pierd. Dacă adulții admiră natura, copiii se bucură de senzație. Acoperiți cu pături de lână, micuții nu se plictisesc la plimbare. Ai mai fost cu Sania? Da, mai fost. Și-ți place? Da, foarte mult. Ducem o tură cu Sania și mai vedem pe ce ne mai dăm pe aici. Așa că pentru Iulian, proprietarul cailor și a Saniei, afacerea a devenit una destul de profitabilă. Am un traseu prestabilit, cam undeva la 2 km, 2 km jumate, undeva la 30 de minute. Le place pentru că sătulă de motoarele din orașe, vine să se relaxeze. O plimbare de 30 de minute cu Sania trasă de cai costă 50 de lei de persoană. Și dacă după relaxare simțiți nevoia de aventură, aveți la dispoziție instalațiile de tubing. Puțin cam periculos, dar e bine. Sunt câteva pofte pe care nici frigul, nici ninsoara nu le-au pus în cui. Așa este. Pralinele